Ok, bine v-am găsit la a doua parte a mapei trecute. Este un mapă destul de interesant, ați văzut și voi, numai că ne-am enervat noi la parcurul ăla. Vă dați seama că nu stau bine cu parcurul și mă enervează, pentru că mă plictisesc, efectiv nu văd rostul de ce m-aș chinui să sar pe niște blocuri așa, doar ca să ajung în altă parte. Mi se rău prostii. De acum încolo voi trece de mini survival, de find items dacă e de la clasic și de parkour. Pentru că nu îmi plac aceste trei probe și mulți le utilizați în hărțile voastre. Hai să vedem cu ce avem în continuare de a face. Nivelul 9, labirint invizibil. Ups. O să merg drept, ok, nu e bine așa. Nici așa. Am avut găini. Stai, deci, bine, pe aici nu. Hai să luăm pe aici atunci. Pe aici nu. Dacă mă duc aici stânga, ok, pot să fac așa. Deci așa nu. Atunci așa. Stai, unde să ajung? Oh my god, cât am de mers. Stai să mă gândesc. Deci eu sunt aici. Așa nu pot. Așa, de aici am venit. Și scopul meu e să înaintez. Uite, pot să o iau pe aici. Pe aici nu. Prin spate nu. Dreapta nu. Așa nu. Ba da, pot așa. Și vezi că ajung undeva și nu o să meargă. Parcă văd. Ok. Așa nu, așa nu, așa nu, așa nu, așa nu. Stai, de aici. Stai, aici nu, aici nu. Ok, așa pot. Mă mâncă bărbia. Așa. Nu pot așa. Pua, mă, o să fie destul de greu. Dar băiatul ăsta ne-a obișnuit deja cu lucrurile grele, așa că o să facem față, nu-i așa, prăjiturilor. Aproape ajunge, nu cred. Yes! Yay! Am reușit! Bravo! Mâncă brațul, doamne! Ziceam ceva. Atunci când filmez, trebuie să mă mănânce câte ceva. Ce am făcut? Am făcut nivelul 9. Q&A! Parcă, da. Nivelul 10. Q&A. The spawn point. Ok, spawn point. Ajunge mai multe ori. Și dacă apreciați și voi această mapă și vreți cât mai multe episoade de acest gen, și vreți să-mi faceți hărți, trimiteți la ID-ul de Skype the.lainkapa5, acolo accept hărțile de map from sub, de aici am chinuit un episod trecut. Și de ce nu, trebuie să apăsați și like, să fiți abonați activ, ca să-mi faceți o hartă. Cum se craftează un crafting table? 4 lemne neprelucrate, 4 lemne prelucrate. 4 lemne prelucrate. Cum se craftează un băț? 3 lemne, 2 lemne, 2 lemne. Cum se... Până acum e foarte interesantă mapa. Chiar că a fost grea, eu o să-i dau notă mare, pentru că se vede că omul a muncit și de ce să nu-i răsplătesc meritele. Chiar că a greșit el acolo la dropperul acela, îl iertăm, nu-i așa? Cum se craftează pantaloni de diamond? 3 cu 3, 6, 7 diamonduri. Cum se craftează un TNT? Nu știu, o să mergem la nimereală. 5 prafuri de pușcă și 4 blocuri de nisip. 4 prafuri de pușcă și 5 blocuri de nisip. Ala bala portocala, ala bala portocala, ok. Portocala n-a mers. Și cred că am uitat să dau spawn point. O să văd propria moarte, nu vreau mai care... Hai să dau kill, că... Sau hai să nu mai dăm kill, să ajungem legit, cum s-ar spune. Hai că nu mai avem mult, hai că putem să murim. De fapt nu, că am armura foarte bună și oricum până mor o să dureze ceva, deci ne dăm kill. Yes, am aici spawn point. Cum se craftează un crafting table? 4 lemne prelucrate, 2 lemne, 7 diamonduri. Cum se face un biscuite? Nu știu. O bucată de... Eu nu mai știu că Minecraft Survival de foarte mult timp, de-aia o să vedeți voi noua serie. De fapt, hai să mă gândesc, episodul ăsta apare luni și ăsta o să apară, nu știu, undeva. Da, deci de-aia am făcut seria de Feed the Beast. Ca să vedeți și voi că nu m-a știut să craftez nimic și trebuie să învăț. Hai să mergem pe asta. Băi, am imediat, ești nebun. Câte bețe faci din 2 lemne prelucrate? 4, cred. Yes, am imediat. Cine a creat mapa? Edi și Mihai. Oh my god, am reușit. Am reușit să o facem și pe asta. Yes! Găsește ușa. Hai să o luăm așa întâi de jos.
Hai. Știu că mi-ai pus-o undeva la troll. Mamă, ce era să intru aici. Nu e bună. Așa, și mai am un perete. Ok, de jos nu e. Bine. Sus o să avem un calvar. Un calvar. Și aici era să pic. Eu, ce-mi faci tu mie. Dar stai să-mi dau spawn point totuși. Spawn, că nu mi-a mai dat de mult. Am găsit-o? Yes, am găsit-o. Cred că am ajuns. Mamă, ce sună, cred că am ajuns la final. Mamă, ce șmecher. Ia ce skin șmecher are băiatul ăsta. Și ce-n skin-ul meu. Și aici ce-a făcut? Asta, hai să ne uităm la toate astea și apoi citim și ce scrie pe acolo. A făcut ceva semn de satanist, cred, nu vreau să-mi dau cu părerea că nu mă pricep prea bine și cu chestia asta ce trebuie să fac, nu mi-am folosit la nimic. Asta trebuia să facem noi într-un episod de build battle. Bun, trage de manetă, uite-te pe spatele skinurilor, pe spatele skin, hai să facem. Cred că dacă trage manetă este artificii. M-am uitat pe spatele skinurilor, ce trebuie să văd? Mă așteptam să văd ceva, dar e ok. Hai să mergem să citim iar cufere. Signuri. Deci, dragi de manetă, uite-te pe spatele skinurilor. M-am uitat. Link, ce notă dai mapei? Băi, sincer să fiu, asta a fost cea mai reușită mapă până acum. Chiar că m-am enervat eu. E normal, îi dau 10, nota 10. De la mine, Mihai, nu știu ce. Schimb făcut de mine. Ăsta eram eu înainte să-mi sparg contul. Să-mi spargă contul Edi, așa. Deci ăsta era it, ok. Link, ia să vedem. Netherstar. Și trebuie să pun Netherstar-ul în găurica asta. Merci, love you. Ok, hai să tragi și de manetă. Hai să zicem time set n-i gft. Dar vreau să văd. Acum văd că scrie de link acolo. Poate se referea, băi, adus să mă uit acum în spatele skin-urilor. Ba nu, nu se referea. Mă gândeam că se vede ceva mai special. Mamă, ăștia se trag în continuu. Și șmecher. Foarte tare. Mi-a plăcut mapa asta pentru că a fost ceva mai lungă și am făcut-o în două părți. Ce șmecher scrie de link acolo, yay. Ia să ne punem așa cu spatele. Păi ne vedem în clona. Băi băieți, hai să dau sunetul un pic mai încet. Un pic mai mult. Dacă mai vreți și voi astfel de episoade, chiar de două părți, ați văzut că această hartă s-a împărțit în două. Pentru că era un episod cam lung și să nu ne lungim noi prea mult. Apăsați pe butonul de like, să ne dați noi cât mai multe like-uri și de ce nu, aștept în continuare hărți foarte, foarte șmecher de la voi pe ID-ul de Skype the.linkk5, ID-ul de Skype de YouTube. Eu am fost de link și până data viitoare eu v-aș ruga să apăsați pe butonul de like pentru că acum sunt vacanță și am nevoie și eu să văd, să mă uit acolo de pe plajă, pe tabletă, să văd că mă susține lumea că apasă butonul de like. Wow, super tare. Eu am fost de link și până data viitoare, vă salut pe toți, ciao.